Mediul de afaceri sucevean este invitat să ne arate latura responsabilă și nobilă a carității. Asociația Ajută și Vei Fi Ajutat organizează la Suceava pe 8 februarie Balul Vienez. Evenimentul este unul cu totul special. Cântă Orchestra Simfonică București și contratenorul Cezar Oatu, iar rafinamentul impune și un cod vestimentar, așa numitul white tie, frac și papion pentru bărbați și rochii lungi pentru femei. Invitații din acest an sunt Orchestra Simfonică București. Am spus că ne străduim și noi, ca și organizatori, să oferim celor care vor participa un eveniment de calitate, drept cu intenția de a reuși să strângem o sumă rezonabilă de bani pe care să o putem dona. Orchestra Simfonică București va susține un recital. Vom avea invitată soprana Irina Bayant, de asemenea va fi contratenorul Cezar Oatu. Vom avea o prezentare de modă a unei firme din Botoșan, care are o mulțime de magazine în Suceava. Dacă pot spune numele firmei, Casa Giulia va avea prezentarea de modă. Vom avea o licitație de obiecte de artă. E un eveniment mare, vor fi 300-400 de persoane, deci e mult de muncă. Sperăm să obținem fonduri suficiente ca să putem oferi două burse de excelență pentru un elev de liceu de excelență și pentru student de excelență. Și, de asemenea, am împărțit noi anul acesta ajutorul pe care vrem să-l acordăm. O parte va merge la Casa de Copii de la Dolhasca și o parte va merge la Salvați cu Copii pentru acest proiect fantastic cu incubatoarele pentru nou-născuți. În urmă, firmele trebuie să înțeleagă, și zic eu că s-a înțeles și în ultima perioadă chiar foarte bine, au o datorie față de societatea în care își desfășoară activitatea, pentru că tu nu aveai cum să te dezvolți ca și firmă decât într-o anumită comunitate. Dacă oamenii aia au făcut ceva pentru tine, poate nu realizezi exact ca și antreprenor care e importanța comunității, dar cu siguranță în altă parte ți era mai greu să te dezvolți. Dacă te-ai dezvoltat într-o anumită comunitate, trebuie să dai și tu ceva înapoi acelei comunități. Cătălina Vartic, director al Oficiului pentru Registrul Comerțului Suceava și membru al Asociației Ajută și Vei Fi Ajutat, este invitata ediției din această săptămână a emisiunii Suceava Europeană, pentru care a dat toate detaliile despre evenimentul din 8 februarie. Orice sucevean poate participa la Balul Vienez de la Conacul Domnesc, un bun prilej pentru ca oamenii de afaceri să aplice conceptul de CSR sau responsabilitate socială. Cu alte cuvinte, să contribuie la creșterea calității vieții comunității în care afacerile lor prosperă.